România este în plin război cibernetic cu Rusia la Marea Neagră. Aproape că nu există zi ca frecvențele de GPS ale navelor sau avioanelor să nu fie perturbate. Totul în condițiile în care NATO recunoaște că peste 100 de mine care puteau lovi oricând embarcațiunile care au fost așadar descoperite în ultimii 2 ani. Armata română a intensificat patrulările în apele teritoriale. Colegii mei, Laurențiu Rădulescu și Costi Pahonțu, au fost alături de soldați într-o misiune în largul Mării Negre. Plecăm din portul militar Constanța. Suntem la bordul navei de scafandrii de luptă, cea care intervine de fiecare dată atunci când mine de război apar în apele teritoriale române sau când nave suspecte aflate în largul Mării Negre trebuie verificate. După aproape 2 ore de navigat în largul Mării Negre, asistăm la un antrenament al scafandrilor care trebuie să detoneze o mină venită dinspre apele teritoriale ale Ucrainei. Pe valuri de peste 1 metru înălțime, militarii sunt nevoiți să țină cont de fiecare pericol care le poate anula misiunea. Lansarea la apa scafandrilor este în sine o operațiune dificilă, cu atât mai mult cu cât marea este una extrem de agitată. Automat, valurile pot aduce această mină marină care să lovească atât militarii cât și nava pe care se află. Peste 100 de mine au fost descoperite în Marea Neagră în mai puțin de 3 ani. 6 au fost detonate în apele teritoriale ale României, cele mai multe în apele Turciei. Marea Neagră a devenit, după războiul din Ucraina, cea mai minată mare din lume. Din momentul în care noi suntem numiți în serviciu de luptă intervenție EOD, suntem în stand-by timp de 24 de ore din 24. Avem un interval de 60 de minute să plecăm la intervenție, complet echipați, din momentul în care suntem alertați. Pericolul unor astfel de misiuni este uriaș. Ne referim la vulnerabilități și din punct de vedere al infrastructurii critice portuare, fie că sunt maritime, de fapt, fie că sunt platforme, fie că este infrastructură critică portoară, fie că sunt nave. La bordul navei în care ne aflăm sunt și militari antrenați special pentru interceptarea vaselor suspecte, fie că vorbim de nave care pot transporta arme, muniție sau marfă de contrabandă. Navele suspecte, cum sunt ele denumite, se împart în 3 mari categorii. Nave cooperante, atunci când comanda navei respective răspunde comenzilor date prin stație de către nava mamă. Al doilea scenariu este cel în care nava este necooperantă. Cazul 3 este navă ostilă, atunci când situația este clară, nava respectivă nu vrea să se supună, intervine ori cu foc, ori are sisteme de protecție. Războiul electronic dus de Rusia bruiază semnalul GPS al navelor sau avioanelor în zona Mării Negre. Așa se face că pe radar navele apar ca fiind în Asia sau Africa, în loc de apele teritoriale române. Marea Neagră, sunt foarte multe bruiaje, inclusiv bruiaje GPS. Aceste bruiaje nu s-au afectat foarte tare. Pur și simplu dispare poziția de pe GPS, nu se mai indică GPS-ul, poziția actuală, sau, dacă nu, îți indică o poziție greșită. În prezent, 90% din semnalele false de GPS concentrate în estul României provin din Crimea și afectează aproape întregul trafic aerian și maritim care face legătura dintre Uniunea Europeană și Asia, se arată într-un raport publicat de OPS Group.